Tatuajul în sine este un ritual de trecere. De la un tu obișnuit către un tu trecut printr-o experiență uneori dureroasă sau mai neobișnuită de cedarea încrederii, către un tu mai bun. S-a născut la București și a studiat de mică pianul și artele plastice. Din clasa a 7-a a mers la liceul Tonița, secția Artă Monumentală Restaurare, continuând cu studii superioare în același domeniu, în cadrul Facultății de Teologie. În adolescență a fondat o trupă de muzică heavy metal, a cărei solistă este și astăzi. Tatuează de mai bine de 10 ani, lucrează cu entuziasm, pasiune și mai ales cu respect pentru această artă antică. Ea este Vanda Reștie. Vanda, suntem într-un parc drăguț cu un labirint. Unde mergem de aici? Mergem la salonul de tatuaje. Și tatuăm azi? Sigur. Hai. Facem un selfie și mergem. Vanda, tu ești bucureșteancă 100%, nu? Da, da. Born and raised. Deci asta aici în parcul Mogheroș era cam toată natura în care tu te jucai. Toată țara. Dar arăta cu totul altfel, nu? Era cu totul altfel. În labirint n-am mai fost niciodată, recunosc. Uite, mie, de exemplu, îmi place podul. Da, pe unde ieșim? Asta e întrebarea. Nu știu. Alice, descurcă-te! Hai că suntem deștepți. Locuiam chiar vis-a-vis de parc. A, pe aici. Da. Cool. Toată ziua, bună ziua, cu bicicleta, cu rolele. Prima dată când m-am suit pe role, mi-a rupt degetul. Și apoi? Așteptam să-mi treacă gipsul ca să pot să mă sui din nou. Și știu că atunci când eram mică erau bărcuțe aici, puteai să te plimbi cu barca, cu... Cum se numesc bicicletele alea? Hidrobiciclete. Tu te-ai născut chiar în perioada Revoluției, nu? În 88. Puțin înainte de Revoluție. Deci ai trăit puțin atmosfera comunistă. Începuseră să apară dulciuri, păpuși Barbie, chestii de-astea interesante. Grădinița, școala, toate erau pe aici, nu? Da, școala era în spatele blocului, primii 2 ani. După care m-am mutat la 150 în centru. Unde în centru? La Biserica Sfântului Elefterie. Așa, că tu trebuie să-mi dai repere de-astea de biserici. Fix așa se numea școala, Sfântului Elefterie. Veneai singură în parc? Da. Aveai gașcă? Nu, n-am avut niciodată gașcă. Întotdeauna am fost mai singuratică și îmi place așa. Și atunci îți făceai personaje, povești în capul tău? Cum făceai? Da, eram copilul ăla cu prieteni imaginari. Îmi imaginam povești. Și desenai? Desenam, cântam, făceam cântece în capul meu. Tot felul de chestii stranii pe care le fac copiii aia ciudați. Am făcut ore de pian și artă în paralel cu școala obișnuită, școala generală, la numărul 1, la Gara de Nord. Ta-da! Wow! Da, nice! Atunci când am intrat la școala de artă în clasa 1, mi-a spus profesorul de acolo, m-am dus cu mapă de lucrări cu pictori și așa, și mi-a zis, măi, ți-e place Sabin Bălașa? De unde să știu eu cine e Sabin Bălașa în clasa 1? Dar după aia, după ce am aflat, mi s-a părut, wow, cel mai mare compliment. Și am înțeles de ce. Îmi plăcea un pic suprarealismul și aveam și încă am o obsesie cu tonurile de albastru. Te-ai dus de foarte mică la școala de muzică, numărul 1, spunea. Cum ai ajuns acolo? La grădiniță nu puteam să învăț poezii decât dacă le cântam. Ai mei mi-au spus că efectiv făceam așa din degete, ca și când cântam la pian, dar nu știu unde am văzut, poate într-un desen animat sau poate am citit într-o carte sau ceva și îmi imaginam tot timpul că eu cânt la pian. Când au văzut chestia asta, logică, s-au gândit ce să facem cu copilul doar la școala de muzică. Excelent. Și după aia au aflat că are și program de arte plastice. Tu și ai aflat. Cumva am aflat eu inițial, că am dat buzna în secția de arte și mi-a plăcut și după aia l-am povestit și a aflat că pot să fac în paralel și muzică și arte și a fost ok. Tu, pentru că făceai pian și aveai examene și erai într-o școală serioasă de muzică, trebuia să studiezi zilnic, nu? Da, studiam 2 ore dimineața, 2 ore seara. N-aveam altceva de făcut. Bine, îmi plăcea la nebunie dacă se putea să mă uit la televizor, la desene animate, ore întregi sau să citesc. Citeam noaptea până pe la... Citeam cu lanterna sub pătură, îți dai seama. Ce citeai? Jules Verne. Deci ai stat în școala aceea până în clasa a 7-a când te-ai mutat la Tonița? Da. Și da. Atunci ai renunțat și la pian? Da, am renunțat și la pian. Descoperisem niște partituri de Beatles și tot încercam să o conving pe profa mea să le cântăm, să le cântăm și mi-a cam interzis. I-am zis ok, dacă nu se poate my way, atunci nu mai fac deloc pian.
A durat până pe la 16 ani când m-am reapucat din nou de pian. Când ai început să cânti și cu da, vocea, nu? Da, am început să ascult rock și m-am îndrăgostit și trebuia să găsesc o modalitate să exprim sentimentele. Vanda, suntem la studio. Bine ați venit. E mult rock aici. E foarte mult. Vostru. Sunt tot felul de postere de ale noastre și de ale altor trupe. Unde ești tu? Aici e Stonelight, Stonelight. Și aici vii tu să repeți de câteva ori pe săptămână, nu? Da, aici venim și studiem cu toții. Și mai vii și singură? Da, da, constant vin și studiez. În clasa da. 7 te-ai mutat la Tonița, da. Te-ai adaptat în liceul acela? Că sunt mulți artiști acolo. Da, era cumva o atmosferă boemă, constant. Eu când am intrat acolo vreau să mă duc la secția de desene animate. A, ce și tare. Fix în anul ăla nu s-a mai putut, s-a închis secția. Și așa că a trebuit să aleg altceva și am optat pentru monumentală restaurare. Veneai să pictezi în par sau... Zai modele? Nu chiar, dar în fiecare vară, știi că se organizau niște tabere la Muzeul Țăranului? Eram acolo, toată vara. Și ce făceai? Toate crafturile, skillurile posibile. Mă, șticoane, țesături, împletituri, goblen. Doamne, câte n-am făcut. Dintre artiști pictori din orice epocă, dacă e vreunul care îți place? Sau îți plăcea la când erai mică? Gustav Klimt. Întotdeauna mi-a plăcut contrastul între ceva foarte realist și ceva decorativ. Art deco îmi place în general foarte, foarte mult. Nu știu dacă se reflectă și în tatuaje neapărat, dar în mod clar m-a influențat. Știu că ai și lucrat undeva la 15 ani, deja lucrai în biserici, ajutai da. La restaurare. Da. O făceai pentru bani, dar în același timp bănuiesc că a fost, ai învățat. A fost o experiență foarte bună de învățat. Am lucrat pe șantier la Colțea, la biserica Colțea și mai apoi am lucrat la Patriarhie pe șantier. Nu-ți imagina că am pictat eu cine știe ce chestii, efectiv... Muncă de șantier, de cărat căleți, de curățat pereți. Sunt niște bucăți în pictură care trebuie readuse la starea lor inițială, alterate cât mai puțin. Și atunci tu stai pe niște schele? Stai pe niște schele undeva la vreo 10 metri înălțime. Wow, da. Cam toată ziua și cureți în perete. Și ți-ai praf în ochi. Ți-ai praf în ochi, da, da. Și deci liceul a fost așa o perioadă în care tu ți-ai descoperit muzica, în care aveai timp? Da, în care mi-am descoperit și trupa. Deja scriai muzica ta? Da, scriam muzica mea și nu știam neapărat ce vreau să fac cu ea, nu știam că aș putea să cânt într-o trupă. Îmi plăcea, logic, ascultam Nightwish, Metallica, Iron Maiden, toate astea pe care le ascultă toți la început și m-a ajutat foarte mult, pentru că în același timp aveam o perioadă destul de nașpa în adolescență și a fost un refugiu. Și după aia am început să iau din ce în ce mai serios. Am început să avem concerte și cântam heavy metal. Tu ai făcut tranziția de la pian la voce și mi-ai spus că acum câțiva ani ți-ai luat și o profesoară de canto. De nevoie. Inițial nu ăsta era planul. Nu mi-am dorit niciodată să fiu în față, nu am vrut chestia asta. Mie îmi plăcea să cânt cu vocea, dar nu în fața oamenilor. Și a trebuit să-mi depășesc această frică și să cânt. Și inițial am cântat și la clape și la voce în același timp și după aia am vrut să mă dezvolt mai mult pe partea asta, pentru că ai mai multă dinamică pe scenă în momentul în care poți să te plimbi cu microfonul, să interacționezi cu publicul. Când am auzit că ai terminat restaurarea și apoi ai dat și la facultate, bine, tot pictai, tot în lumea asta, dar la teologie există da. O secție. La teologie există genial. O secție de monumentală restaurare. Inițial vreau să mă duc la facultatea de arte, dar nu s-a putut. A fost ok? Cum a fost facultatea?
foarte relaxată. Nu m-am simțit foarte integrată nici acolo, ca să zic așa, dar nu m-am dus acolo ca să mă integrez, am vrut să mai aprofundez pe partea de monumentală restaurare. După primii 2 ani de facultate mi-am dat seama că nu asta vreau să fac. Ai terminat-o? Am terminat-o. Și după aia am început să cochetez așa ușor cu ideea de tatuaje, dar mi-era cam frică să încep. Chiar este o responsabilitate destul de mare. Este permanent, totuși. Și am început să mă informez. Erau show-urile alea cu Miami Ink. Da, Kat da. Kat Von D, care clar m-au influențat. Când ți-ai făcut primul tatuaj? Mi l-am făcut târziu, la vreo 3 ani după ce am intrat în primul salon de tatuaje ca să lucrez. Nu m-a interesat să fiu eu foarte mult tatuată, cât m-a interesat să tatuez pe cineva. Să tatuezi. Inițial am vrut să încep cu tatuaje cosmetice. În momentul în care am stat de vorbă un pic cu persoana care făcea așa ceva, m-am răzgândit. Mi-a zis și tipa respectivă că e păcat dacă tot desenez atâta să fac doar după niște șabloane. Nu contest munca oamenilor care fac micropigmentare, că e într-adevăr multă muncă, dar nu prea vreau să fac doar asta. Am reușit tot prin această prietenă să ajung la primul salon de tatuaje, unde cumva am făcut 2-3 luni de internship. Da. Doar ca să învăț bazele. Iar apoi restul a depins cumva de mine și de cercul meu de prieteni, care mă bucur că a fost destul de larg. A, ți-ai tatuat întâi toți prietenii? Da. Și au ieșit bine din prima? S-au întors la mine. Ok. Și nu ca să le acopere, deci ok. Asta în ce an era? Asta în 2012-2013, cam așa. Și de ce ai stat atât de mult până să te tatuezi tu? Ai așteptat 3 ani, zici? Eu sunt un om foarte nehotărât. Îmi plăceau foarte multe chestii și o să vezi, când o să vii din nou pe aici, că în momentul în care vezi foarte multe modele de tatuaje, începi să te zăpăcești un pic. Nu prea mai știi ce să mai alegi și fiecare îmi dădea altă sugestie și, în definitiv, tot la ideea mea am rămas. Și primul meu tatuaj a fost o mașină de tatuaje. Pe braț ce ai? Pe braț e o lucrare de a unui coleg de-al nostru de la Pitești, Robertu Feanu. Colecționăm tatuajele lui. Așa se numește. Sunt opere de artă pe piele, așa că, da. Partenerul meu m-a tatuat... Cum îl cheamă? Mihai Neagu. Așa. Vedeți tablourile colegului nostru de la Cluj, Marius Jucan. E tot un tatuator, ca și noi, colegul nostru, dar... E un pictor extraordinar, după cum se poate vedea. Ce e ce locul tău? Asta este locul meu. Astea sunt tușurile. Tușurile. Momentan sunt cam puține. Am cam experimentat anul ăsta cu black and grey mai mult decât cu culori. Dar îmi plac și culorile. Clar, foarte, foarte mult. Aici ne facem noi designurile. În general preferăm să avem o discuție one-on-one cu clientul înainte să începem designul. Vanda, am vrut să te văd la lucru și mi-am dat seama că trebuie să tatuez pe cineva. M-am ajuns la concluzia că o să mă tatuez pe mine și eu am foarte mari emoții pentru că nu am niciun fel de tatuaj. Și mi-e frică, doare? Nu doare și e normal să ai emoții. E primul tatuaj și oricine ar avea emoții la un prim tatuaj. Cum mi-ai spus că e? Ca și cum te-ar zgâria pisicuța? Măi, da, sunt două analogii pe care le folosesc, asta cu pisicile și mai una mai brutală, cu, ca și când îți sară un pic de ulei încins din tigaie pe tine, dar... Ok, bun. Nu e chiar atât de rău, e ok. Și mi-am făcut niște teme. Așa. Și m-am gândit și m-am răzgândit. Ziceam să facem o constelație, dar nu cred că mi-ar plăcea cum vine. Ea e drăguță la alții, dar nu la mine. Și după aia m-am gândit, mă rog, la niște... O succesiune, cum o numești tu? Ai nimerit bine, fiindcă îmi place astrologia foarte mult. O să fie pe glezna dreaptă. Da. Și mi-ai zis tu că trebuie să fie mai sus ca să se păstreze mai bine, nu? Da, în general pe gleznă, fiind un spațiu mobil și fiind pielea tot timpul în pantof, e bine să încerci să duci modelul cât mai sus, okay, ca să se păstreze ok în timp. Succesiunea ar fi așa, m-am gândit, mie îmi plac inimioarele. Am găsit una roșie, după care coarnele berbecului și aici sunt multe. Asta, și chiar seamănă cu niște coarne. Da, asta e okay. Și nu mai știu al treilea, chiar nu mai știu dacă ai idei, zi. Ți-aș propune o stea. Lasă-mă să-ți fac modelul okay. Și în câteva minute poți să-ți arăt. Okay. Cum îți aduni ideile? Că bănesc că vrei să faci ceva ce o să-ți placă și mâine și poimine. Nu e doar o nevoie de moment. Cel mai complicat e cu primul tatuaj.
La ce la te gândești cel mai mult și cel mai mult și odată ce l-ai făcut, parcă al doilea mai ușor, al treilea și mai ușor. Eu, de exemplu, încerc să-mi fac tatuaje în perioadele în care mă simt foarte bine, pentru că port după aia amintirea perioadei respective cu mine, când mă uit la tatuaj. Ca tatuator bănuiesc că și starea ta e redată în imaginea pe care o creezi în tatuaj. Ca să poți să lucrezi orice, în general, cred că trebuie să-ți faci un pic de curățenie mentală. Și îți dai seama că nu ești într-o stare bună și te oprești? S-a întâmplat? Clar, s-a întâmplat, am anulat, facem în altă zi, e ok, mai bine așa. Da, dar de multe ori, în momentul în care ajung aici, contează foarte mult și energia persoanei lângă care stau. Eu sunt foarte empatică și mă influențează foarte mult oamenii din jur și am norocul să am predominant clienți foarte tonici și foarte veseli și preiau de la ei cumva, fără să vreau, bună dispoziție sau uiți de probleme. Și atunci n-ai cum să nu te concentrezi și să-ți schimbi starea de spirit. În cazul de față, fiind vorba de un tatuaj simplu și destul de minimalist, nu am nevoie să desenez. Dacă era vorba de un tatuaj mai mare, clar aș fi avut nevoie să îmi iau poate chiar câteva ore și să încep să desenez. Să încerc și cu inima la mijloc, cred. Cam așa aș vedea-o și eu. Și dacă le mai distanțezi, nu o să arate bine, nu? E ok așa, pentru că aici e spațiu foarte apropiat între stea și inimă și aici ar fi prea mult spațiu. A, și ai mutat acum pe computer? Da, am mutat pe computer. Da. Și așa cum o să-ți fac mai multe dimensiuni cu modelul ăsta, okay, ca să vedem exact care dintre ele se potrivește pe zona pe care o să lucrăm. Super. Aceasta este o hârtie de indigo. Pe ea se va realiza stencilul. De foarte multe ori se întâmplă să vină oamenii total nehotărâți. Ei știu că vor un tatuaj, dar au niște referințe foarte vagi legate de model, zonă, dimensiune și îmi face plăcere să-i ajut. Deși nu mă supăr nici când vine cineva cu o idee foarte clară, poate chiar fixă. De multe ori e mai complicat cu persoanele din a doua categorie, pentru că dacă ideea nu este cea mai potrivită de la bun început, e destul de greu să îi fac să se răzgândească spre binele lor. Cred că ar fi ok, poate un picuț mai mare. Mai mare? Da. Scot două dimensiuni. Bine. Tatuajul presupune să ai încredere în artistul tatuator și să lași loc controlului. Dacă vrei mai mare, putem să nu facem mai mare, mai mic, cred. Exact, toată lumea vrea mai mic. Tocmai de asta modelul trebuie să fie mai simplu. Cu cât e mai mic, cu atât trebuie să fie mai simplu și mai aerisit. Formarea ta bănuiesc că a durat. Îmi spui că mergi la convenții, îmi spui că ai mai mers în alte părți căutând colegi care bănuiesc că nu doar te tatuează, ci și înveți de la ei, nu? Se învață, se fură meserie ca în orice craft din ăsta. Durează ani de zile și în cel mai bun caz, nu te oprești din învățat toată viața. Sunt foarte multe stiluri de tatuaje, mai ales acum cu popularizarea lor pe internet. Înainte eu nu prea găseam modele când am început și cei de dinaintea mea cu atât mai puțin. Și trebuia să desenezi tu după primele modele care apăruseră, care nu erau cele mai grozave. Și acum a avut un boom toată industria asta cam după 2015 încoace. Lumea a căpătat mult mai multă încredere să vină și să intre într-un salon de tatuaje, să-și depășească bariera aia mentală de vai, doar anumite categorii de persoane se tatuează și pentru noi restul nu este accesibil. Care e procedura în sine și ce ți se pare ție foarte delicat să faci? Sunt două aspecte. E aspectul de psihologie mai mult, de vorbit efectiv cu clientul și apoi mai e aspectul efectiv tehnic de tatuat, care presupune să cunoști cât de adânc să bagi acul. Că asta mă întreabă toată lumea în principiu. Cum știi cât de adânc să bagi acul? E o chestie pe care o înveți în timp. Dacă îl bagi prea adânc, s-ar putea să rănești mai mult decât este cazul. Deși este, tatuajul este o procedură invazivă, nu trebuie să fie foarte invaziv. Nu trebuie să doară, adică? Doar un picuț. Dar partea bună este că creierul se obișnuiește foarte rapid cu durerea și poți să treci peste, mai ales dacă este ceva ce îți dorești foarte, foarte mult. Dan, ți-e frică? Merci. Pentru mine sau pentru tine? Nu mă, dar ce poate să se întâmple? O să mă doară puțin. Asta ar fi limita de cât de mic poate fi făcut. Te doare? Nu. Scuze, sunt glume de tatuator pentru oamenii care își fac prima dată tatuaje. Bun. Deci toate sunt de unică folosință. A, clar. E ca la dentist? Mie mi se pare că e mai ok decât la dentist, dar depinde de experiența fiecăruia.
Deci în funcție de cât de adânc e acul, doare mai tare sau mai puțin? Și se păstrează mai bine sau nu la fel de bine tatuajul. Pentru că tușul nu se comportă în piele la fel ca pe o foaie de hârtie. Mai migrează, mai este absorbit și atunci trebuie urmărit tot procesul de vindecare. Care e stilul tău? N-aș putea să-l definesc exact, pentru că e un amalgam din toate chestiile care mi-au plăcut. Ca și tematică, aș spune mai mult că se duce viziunea mea către toată latura asta botanică, faună, floră. Dacă aș putea să tatuez flori și animale toată ziua, aș fi foarte fericită. Am citit un interviu pe care l-ai dat acum câțiva ani și spuneai că era într-o fază neotradițională. Da, încă îmi place stilul respectiv. Dar atunci, da, într-adevăr, am avut o fază. Sunt diverse stiluri, ca să le număr mai simplist. Ar fi old school tattoos, sunt cele americane pe care le vezi în shop-urile americane. Le selectez de pe perete și sunt o ancoră, love mom și într-o inimă. După care ar fi stilul ăsta neotradițional, care le bine cu o anume măsură de realism. După care ajungem la stilul realist. Fie color, fie alb-negru și sunt foarte mulți artiști foarte, foarte buni chiar și de la noi din țară care se axează strict pe această zonă. Îți place asta? Îmi plac toate stilurile. Și execuția contează pentru tine? Da, tocmai de asta e bine să-ți faci temele de dinainte și să faci un mic research pe tema artistului pe care îl alegi, a salonului. Dacă chiar îți place un artist, o să poți să-ți imaginezi cât de cât cam cum ar ieși tema pe care vrei să o abordezi. Tatuajul, în definitiv, e un exercițiu de încredere în artistul tău. Gata? Da, am terminat și o să-ți pun o folie peste el pe care o ții cam 2-3 ore. Poți să-l spăl după aia liniștită? Da, trebuie să-l spăl de 2-3 ori pe zi, da, mai ales în primele zile, cu apă și săpun. În 10 zile ar trebui să fie vindecat complet. Cum îmbătrânesc tatuajele? Din punct de vedere al clienților, pot să mă pun în pielea lor și să mă gândesc la eterna discuție cum o să arate tatuajele tale la 60 de ani. Cum o să arate toată pielea ta la 60 de ani? Depinde de tine cum o menții, depinde de tine cum îți menții sănătatea și în funcție de cum arată corpul tău, așa vor arăta și tatuajele, dacă au fost bine realizate de la bun început. Cum îți menții tu creativitatea? Am observat că cu cât ești mai stresat și cu cât încerci să muncești mai mult, cu atât îți pierzi din creativitate. Trebuie să mai ai perioade în care te deconectezi prin orice postul. Filme, plimbare, sport, uiți câteva zile ce ar trebui să faci tu în general și poți să-ți reumpli paharul, cum ar veni, de creativitate. E și ceva vindecător în a face asta, a te tatua sau a tatua? E un proces de vindecare, mai ales pentru cei care vor să-și acopere cicatrici. Îi ajută să treacă mai ușor peste o amintire neplăcută. Așa că, da, este o terapie. Vanda, la finalul emisiunii întreb pe invitații mei dacă ar avea să le dea un sfat tinerilor. Tu ce ai spune unui tânăr care acum începe să tatueze? Să fieți foarte, foarte sigur că este cariera către care vrea să pornească 100%. Pentru că, mai ales în meseria asta, nu poți să dai jumătăți de măsură. Nu poți să o faci doar pentru a fi cool. Trebuie să o faci cu toată convingerea că eu meserie, în primul rând, antică pe care o practici și care poate să aducă foarte mari satisfacții unui om. Cam atât pentru astăzi. Pe mine mă atrage Vanda prin sensibilitatea ei și admir universul său plin de idei, personaje și creativitate. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!